Gurmandul testează mâncare. O să facem cea mai iute shawarma. Nu ne zgârcim că facem cea mai iute shawarma. Să vedem dacă tehnica mă ajută. Mi-am pregătit și un pahar cu apă în caz că nu mai fac față. O să facem cea mai iute shawarma. O să încercăm să punem cât mai multe ingrediente iuți. Avem o lipie destul de mare, pui băgat deja la cuptor, însă o să-l punem și puțin pe tigaie. Am făcut și o salată verde cu ceapă, jalapenos, hrean pe post de maioneză și boia de ardei iute. Să pregătim puiul la tigaie. Nu o să-l ținem foarte mult, pentru că el e deja făcut, doar că îl mai tragem așa puțin pe tigaie, să fie și cald. O să punem și ardei iute, pentru că facem cea mai iute shawarma. Gata, să trecem la treabă. Întâi de toate punem hreanul. Nu este foarte iute, însă are și el o mică doză. Cum spuneam, este pe post de maioneză. Punem puțin pui. Jalapenos. Nu ne zgârcim că facem cea mai iute shawarma. Puțin ardei. Iarăși. Salată. Puțin jalapenos. Încercăm să o împăturim. Ea e destul de mare. Să vedem dacă tehnica mă ajută. Da. E în regulă. Să o testăm la masă, zic. Mi-am pregătit și un pahar cu apă în caz că nu mai fac față. Da. Momentan e doar salată. Destul de mare, oricum. Deja am început să intru în jalapenos. Deja încep să simt. Da, deja am mâncat din toate. Toate sunt iuți. Oricum, pare bună. Lipia îmi place că s-a încălzit de la pui. Eu n-am încălzit-o în prealabil. Pur și simplu am scos-o din frigider. E decentă. Așa la gust. Nu e foarte iute. Am pus destul de multă salată. O idee bună că mai reduce din iuțeală și ceapa iute. Oricum nu e cea mai iute mâncare pe care am servit-o, însă e pe acolo. Două bucăți de jalapenos. Iute. Vă aștept cu păreri legate de aspect.